Primăria Craiovei face pasul înapoi în procesul în care instituția se constituise ca parte civilă împotriva Federației Române de Fotbal și a Ligii Profesioniste de Fotbal. Acest lucru după ce la începutul anului primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, cerea 1 milion de euro de la cele două instituții. Joi, în ședința Consiliului Local, aleșii au votat la punctul de pe ordinea de zi. Împuternicirea primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, să formuleze și să semneze cererea de renunțare privind constituirea ca parte civilă în dosarul penal aflat pe rol la judecătoria sectorului 2 București. Primarul Lia Olguța Vasilescu preciza la momentul în care a anunțat procesul împotriva FRF și LPF că municipalității craiovene i s-ar fi cuvenit suma de 1 milion de euro în urma dezafilierii Fotbal Club Universitatea, drept pentru care, tot printr-o hotărâre de Consiliul Local, primarul a fost împuternicit să participe la proces. În mod curios, joi, consilierii locali au fost chemați să voteze răzgândirea primarului care, din diferite motive, a considerat că este mai bine să înceteze războiul cu FRF și LPF. Pompierii de la Inspectoratul Județean de Urgență se pregătesc în această perioadă pentru competiția regională a concursurilor profesionale care va avea loc la Caransebeș. Cei 10 membri ai echipajului se antrenează zilnic pentru competiția ce se va desfășura la începutul lunii august. Pista cu obstacole pe 100 de metri, scara de fereastră sunt cei mai buni timpi ai noștri care i-am avut dintotdeauna pe zonă. Mai urmează și celelalte probe care nu avem de ce să ne facem probleme. Deci concurenții sunt destul de bine antrenați și pregătiți. Câte probe vor fi? Vor fi 4 probe, pista cu obstacole pe 100 de metri, scara de fereastră, ștafeta și dispozitivul la motopompă. Pompierii se antrenează pe stadionul 1 mai, maximum 3 ore pe zi, la primele ore ale dimineții. Probele necesită foarte mult antrenament, sprijin colectiv din partea echipei. Antrenamentul se desfășoară în condiții foarte bune, pregătirea fizică este permanentă, adică în fiecare zi. Avem desfășurarea probelor pe stadion și la unitate, unde avem desfășurarea probei scării de fereastră. În cazul în care se vor califica și vor trece în etapa regională, pompierii mehedințeni pot ajunge în finala pe țară.